În ciuda încercărilor de destabilizare situației din țară, majoritatea parlamentară susține în continuare guvernul investit în noiembrie 2019. Despre aceasta se menționează într-un comunicat de presă al Coaliției de Guvernare. Cele două partide au discutat ieșirea din stare de urgență, anularea restricțiilor, precum și ultimele schimbări pe scena politică și au menționat că vor acorda și în continuare susținere guvernului, care își respectă în mare parte angajamentele luate. PD și PSRM consideră nocivă și contraproductivă destabilizarea situației la nivel politic, având în vedere criza din sănătate și economie. Totodată, majoritatea parlamentară își ex exprimă nedumerirea față de acțiunile și declarațiile anumitor actori politici care au crescut politic pe subiectul furtului miliardului și corupției, iar astăzi nu văd nicio problemă în asealia cu cei care au stat în spatele acestor fără de legi. Criticat inclusiv de partenerii noștri de dezvoltare. În cadrul întrevederii de astăzi, majoritatea parlamentară a fost informată despre intenția Guvernului de renegocierea acordului de creditare cu Federația Rusă. Deputații au scos în evidență necesitatea identificării unor noi surse de finanțare. În acest sens, au fost discutate progresele pe condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană pentru acordarea trancii 2 din asistență macrofinanciară. Părțile au reiterat disponibilitatea de a le îndeplini în regim prioritar.